Direcția Națională Anticorupție caută procurori. După valul de plecări din DNA, instituția a scos la concurs 14 posturi. Cei care vor să lucreze acolo își pot depune dosarele până pe 15 septembrie, iar interviul cu șefa DNA va fi pe 21 septembrie. Roxana Ciucă știe mai multe și ne spune și nouă. Roxana, bun găsit! Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care sunt interesați? Bună ziua, Octavia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Păi, în primul rând, trebuie să fie curați ca lacrima. Toți cei care își doresc să ajungă procurorii la Direcția Națională Anticorupție trebuie să aibă un CV făcut așa, ca la carte, de altfel trebuie să pună acolo, să atașeze și ori 3, ori 5 lucrări reprezentative pentru ei și aici mă refer evident la dosarele pe care le-au soluționat de-a lungul carierei. Așadar, pe 15 septembrie este ultima zi în care pot depune toate cele necesare la Direcția Națională Anticorupție, iar pe data de 21 septembrie pot merge acolo și cine știe poate dau nas în nas chiar cu Laura Codruța Chioveși. Iată că vorbim de angajări pe bandă rulantă la Direcția Națională Anticorupție, după ce știm prea bine că foarte mulți procurori, cel puțin în ultima perioadă, dar și câțiva zeci de la începutul anului și până în prezent, au ales să plece de la DNA și să se întoarcă la unitățile de parchet de unde au venit. Mulțumesc, Roxana!